atunci putem desfășura ședința. Avizele de la comisiile de specialitate sunt favorabile, cu excepția unui aviz de la Comisia de Cultură și la Comisia Juridică pentru proiectul de hotărâre 66/2022, inițiat de doamna consilier Băieceanu. Vă reamintesc că aceste avize sunt consultative. Puteți ține cont de ele sau nu? Mulțumesc frumos! Da, și eu. Deci nu aveți. Primul proiect. Proiect de hotărâre numărul 66 pentru modificarea articolului 60 alineatul 2 din anexa la HCR numărul 18 din 30/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Comunei Mungura, județ Bacău. Inițiator Consiliul Local doamna Băiceanu Florina. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 68 privind aprobarea cesiunii contract de concesionare numărul 88 din 29.07.1998, inițiator primar Costel Șordaș. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 69 privind desemnarea de reprezentat al Consiliului Local Modulat ca membri în Consiliul de Administrație în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Generale Emil Băiescu Mădura de Țupacă, inițiator primar Costel Șordaș. Școlii Generale. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 70 privind trecerea în domeniul privat al Comunei Mădura de Țupacă a unui imobil teren plin carilan, numărul catastral 65.401, situat în Comuna Mădura, sat Mădura de Țupacă, inițiator primar Costel Șordaș. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre numărul 71 pentru modificarea HCR-ului numărul 61 din 11.08.2022 privind acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu valoare de 500 de lei celor 19 familii din Comuna Mândura care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cererea însoțită de copii după acte dovedicare până în data de 10.08.2022. Inițiator primar Costel Șordaș. Votăm proiectul în ordine de zi. Cine este? Vreau să introducem votul. Okay. Cine este pentru? Până și să suplimentar pe aici. Nu. Suplimentar pe ordinea de zi. Vreau să supun atenție dumneavoastră un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor la societate de colectare și transport deșeuri Soma S.A. prin aviz, care ne propune o serie de modificări la cheltuielile cu transport, colectare, depozitare, dumneavoastră pe contract au dreptul ca majoritatea societăților care practică acest lucru în prezent, au dreptul la majorări conform scutirilor care sunt pe piață, combustibil, nu știu, forța vie, sau cum îi zice, cu angajați, cu cheltuieli ocazionate de salarii și tot ce ține de lucrul acesta. Adresa este făcută către toate cele 22 de localități, este deja trec către Comuna Mugura, care sunt operate de ISDC Soma S.A. Urmează ca împreună să luăm o decizie în acest sens. Nu știu ce să zic, am avut o discuție, că am primit adresa și cu domnul, cu reprezentanții de la dumneavoastră de acolo, și spun că nu mai pot să duc în serviciu, că au cheltuieli extraordinare și ia se efectiv pierdere. Acum, nu știu. Am zis să vă transmit și vreau lucrul ăsta, să știți exact cum e pus cu de vedere. Sincer, nu știu ce să zic. Cred că cam toată lumea practică astfel de lucruri. Nu știu câte de mari influențe nu sunt extraordinar de mari, dar probabil au adunat la ore, zile de operare, să adună ceva bărbunță și pe anumă. Rămâne să luăm o decizie împreună, unde să supuneți să suplimentare. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu acest lucru? Cine este pentru? Mai solicităm noi suplimentarea, da? Spune-te. Tot suplimentar, procesul verbal al comisiei. Procesul verbal este suplimentar. Da, da. Da, și procesul de dat. Deci avem un proces de dat. Domnul Trăstaru. La discuții, dar vreți să prezentați un proces de dat? Cred că la proces, da?
proces verbal al comisiei. Pentru că ai avut de exact, dar de la respectivă. Așa, mulțumesc, domnul Fumacu. Am inteles să începem cu spunerea la vota proceselor verbale de pe data de 27.07.2022. Eram trimis pe mail pe toate trei. Obiecțiuni ceva la cel de 27.07? Spunem la vot? Procesul verbal de 27.07. Bă, mi-am cam văzut. Da. Adică știu că asta e procedura. Da. Vorbesc online. Mergem la cel de pe 11.08, când a fost menționat colega mea, la ședința de îndată. Obiecțiuni? Supunem la vot. Supunem la vot. Ce este? Ok. Deci două acțiune, așa de numărătate. Două acțiune. De fapt, și eu m-am ținut la secretar, m-am fost în țin. Da? Știu că a fost, deci, trei zile. Da? Mai da. Și cel de pe 19 ani? De pe 19 ani. Tot la ședința de dat obiecțiuni? Spune-mi la vot atunci. Cine este pentru? A fost ca puțin. Nu știu, 6 plus... Ok, suficient. Bun, trecem la ordinea de zi, președinte, domnule. Așa, primul proiect. Proiect de hotărâre numărul 66 pentru modificarea articolului 60 al meniatului 2 din anexa HTV-ului numărul 18 din 30.03.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mărgăjeț Bacău. Inițiator, Consiliul Local, doamna Băicianu Sărinii. Domnul cuvântul, doamna inițiator. Doamna președinte. Eu am pornit acest proiect urmarea ultimii rectificări bugetare care se făcut parte în luna iulie. Au fost dat bani pentru indemnizațiile noastre. Nu m-am gândit niciodată, sincer vă spun, în acei 2 ani, cam cât ar însemna cheltuia la bugetar pentru indemnizațiile noastre. Și am făcut niște socoteli. Și dacă ies, am solicitat fluturajul de la doamna Avocat Bicep. Deci indemnizația noastră brută este de 1040 de lei pe lună. Dacă mulțim cu 12 luni, 5 consilieri și 4 ani de mandat, înseamnă un aport bugetar de 152.000 de euro. Apoi am calculat și altele. Tariful orar. Tariful orar, considerând că avem o medie de 4 ore de ședință pe lună. Și mi-a ieșit un tarif orar de 260 de lei. Dacă ar fi să înmulțim cu, dacă ar fi să lucrăm full time, să zicem așa, la o medie de 160 de ore pe lună, ar ieși un salariu de 42.000 de lei, deci aproximativ 1.500 de euro. Eu consider că un consilier, un cetățean al comunei, fiind consilier, pentru el este o onoare, o cinste și o responsabilitate dată de cetățeni în momentul în care l-a votat. Și consider că indemnizația aceasta ar trebui să reprezinte o sumă necesară, poate, cheltuielilor mici pe care noi le facem, eu știu, cu deplasările la ședință. Mulți dintre noi poate au serviciu în oraș și se deplasează în mod special pentru această ședință. Nu trebuie să fie ca un premiu de consolare, zic eu. M-am mai informat pe plan european, de exemplu, în Germania, un consilier are indemnizație de 25 de euro pe lună și este obligat, prin lege, să prezinte la sfârșitul fiecarei luni un raport de activitate.
în Franța sunt localități în care consilierii nu au niciun fel de indemnizație. Deci este o muncă benevolă. Eu consider că activitatea noastră nu este atât de, nu are o amploare atât de mare, în afară de, eu știu, ședințele de comisii, ședințele ordinare și extraordinare la care participăm, poate două, trei discuții cu cetățenii, deși n-am văzut și n-am simțit nimic vis-a-vis de aceste discuții, n-am văzut nicio o informare sau niciun proces verbal la unei discuții, avem așa ceva la prezentat la dosar, doamna secretară? Nu. Nici audiențele, nu știu dacă se fac conform planificării, am mai fost la primărie și nu întotdeauna persoane care ar trebui să fie la audiții prezente. Din acest motiv, am făcut acest proiect și am și propus ca diferența de bani care se economisește să meargă pe un proiect de dezvoltare clar pe care să-l aprobăm aici de comun acord. Cam aceasta este susținerea mea și vă rog să vă uitați în conștiința noastră și să votați. Da. Să vă dați. Vă rog, să vă dați. Stimați colegi, într-adevăr este normal ca să fim aleși consilieri locali. Dar este și o mare răspundere. Eu consider că, consider eu, campurile se pot face multe. Nu e ușor și nici greu să facem niște campuri. Dar consider că e puțin 600 de lei. Pentru răspunderea pe care o are un consilier care poate fi chemat să dea cu subsemnatul și poate fi privat și de libertate în condițiile în care n-a judecat cum trebuie. Să nu ne gândim, nu ne repezim la ăștia 600 de lei. Noi să fim foarte atenți la ce ne expune. Nu-i nici mult, nu-i nici puțin, dar să nu dăm în derizor valoarea consilierului local. Îl băgăm în derizor. Adică nu e un fel de mei ca nimeni. Eu zic că nu sunt, nici colegii mei, nu sunt niște mei ca nimeni în consiliul local, și le duce valoarea lui la 2 lei. Mulțumesc. Domnul consilier, vreau să fim neapărat că îi răspund doamnei Sorinoare. Sunt situații. Funcția de consilier local sau calitatea de consilier local vine cu o serie de interdicții, de incompatibilități, responsabilități. Iar unii dintre noi, e păcat că acum ar trebui să ne justificăm. Unii dintre noi cunosc, chiar și eu personal, o parte din indemnizație, uneori chiar cu toată, o transfer unei asociații. Și merg într-o anumită direcție și tot felul de acțiuni sociale și acțiuni civice. Eu sunt ferm convins că primăria Măgura este o primărie, și vă spun cu cifre, este o primărie săracă care se bazează pe bănuțe respective. Avem un aparat al primăriei și un consum local care funcționează. De bine de rău, de câțiva ani de zile, primăria a început să absoarbă bănuți din fonduri europene și fonduri guvernamentale. Și nu cred că bănuțea care s-ar strânge din diferența de la indemnizație s-ar face ceva cu ei. Acum, eu, ce să vă spun, doamna Sorina, vă dau cuvântul meu, că eu inițiez următorul proiectul meu spre votările din nou, când nu primar vizită la Bacu, renunță 80% din indemnizație. Da, la adevărat. Eu 80% din timpul zilei o locuiesc în Bacău. Când domnul viziteu renunță 80%, promit că și eu inițiez din nou acest proiect de hotărâre. Nu are nicio legătură cu domnul consilier Pitic. Da. Stimați colegi, din respect pentru doamna, n-am vrut să iau cuvântul, dar m-au răscurit așa numite chestii și trebuie să fac niște precizări. Mă uit în sală, domnul primar și domnul Sorin, care suntem consilieri din 2004. Astăzi, citind un raport de la Comisia Juridică, mi-aduceam aminte că aveam un 286
Și își memorează el acolo și scria comisia juridicală. Nu puteam să-l scot din nicio culoare. Așa era o vreme, în atunci. Stăteai și ca să faci un raport de avizare făcut la calculator. Aduceți-vă aminte, care mai știți, că am colindat satul nou Prihan, unde erau fel de fel de fundații abandonate și am făcut cât de cât lumină și s-au anulat anumite contracte de concesionare. Și am fost acuzați că ne-am cumpărat 10.000 de locuri de casă, exact ce se spunea de noi. Exact, exact. Și eu vă jur că n-am luat un metru pătrat de nicăieri. Și mergeam la recepție, la balastări de drumuri și așa mai departe. Și aveam o indemnizație de, nu știu cât era, 200 și ceva de lei sau cât era. Una, doi. Aduceți-vă aminte, uite, domnul Mihai a zis bine, am fost chemați la procuratură pentru anumite chestii care nu ne aparțineau. Am fost citați în tribunale pentru chestii care nu ne aparțineau. Deci nu e ușor să fii consilier. Spunea doamna Băgeanu că în Franța și în Germania consilierii primesc sau nu primesc. Vreau să vă spun, doamna Băgeanu, acum nu mă dau eu cocoș că vin din Germania. Nu sunt în Germania, numai șmecherii sunt consilieri care au afaceri. Nu o să vedeți un strungar la nu știu ce fabrică consilier local. Pentru că ăla nu are nevoie de bani. Păi, e altă problemă. Normal că nu are nevoie de bani și că atare și legile s-au făcut după oameni. Că dacă era un om de rând consilier local, vă spun eu că n-avea 500 de lei, avea poate 2500 de lei. Așa că vorba lui domnul Brânză, 500 de lei nu e nici bun, nici nu-i puțin. Dacă așa au zis legiuitorul, hai să lăsăm, să-i lăsăm acolo, nu o să de acord cu ce a spus Lucian, primarul Biziteu. Dar nu se acord nici cu autoflagelare. Asta a fost pe vremea Inchiziției. Da, atât, mulțumesc frumos. Îmi pare rău, doamna Mecea, nu pot fi de acord. Domnul, mulțumesc. Apropo de ce spunea colegul domnul Bulonel, vis-a-vis de Ponetic și de loturi și de cesionări și concesionări. Am avut ocazia, două ocazii am avut să-mi cesionez două loturi. Cu 1.000 de dolari, nu știu cu 1.000 de euro. N-am făcut totul din considerentul că mă arătă lumea cu legi. Dar am fost acuzat. Că puteam să dau legal. Să cesionez, dădeam doar 1.000 de dolari și 1.000 de euro. Și n-am putut să o fac, am făcut o acție și am luat 10.000-20.000, nu mă interesează. Dar n-am făcut. Tot din respect pentru cetățeni și ca să nu ne pune grească, e bun, cum să spun. Mulțumesc. Mă rog, avem 600 de lei indemnizație sau 1040 lei brut, nu înseamnă că suntem scutiți de rigori de legi, nu? Indiferent. Vis-a-vis de ce ați spus că suntem pasibili de tot felul de lucruri. Mulțumesc, oricum. Să punem la vot. Cine este pentru? Pentru proiectul de hotărâre inițiată la Muncă. Deci câte voturi sunt în total? Mi se prezentă toată lumea, suntem 14. 14, deci. Da. Da. La voturile... Permiteți, domnul președinte, să la voturile online. La voturile online. Domnul Talaru s-a abținut, domnul Cuiu abținere. Da? Deci, bun pentru domnul Cruceanu. Abținere în sală? Împotrivă. Împotrivă? Dai, nu mi-am ajuns să mă întreb așa. Deci împotrivă, 3 împotrivă. Și notez și știu diferența pe abținere ca să fie. Lucia, da? Da. Împotrivă, da? Ok, deci proiectul de hotărâre nu a trebuit. Asta fie hotărâre. Vrea cineva să nu ia cuvântul partea de da. Experiment? Da. Eu vreau, dacă domnul Asporina ne spunea dinainte de a iniția acest proiect, noi ne-am mai întâlnit și puteam să ne spunem. Domnule, uite, am de gând să inițiez un astfel de proiect de hotărâre.
corect așa pentru noi ca și colegi, era bine să ne spuneți. Sunt la minunțeală. Ce nu l-ați minunțeală? Acum o să trebuie. Nu știți că la minunțeală. V-ați supărat că colegii nu au fost foarte activi pe ce ține din comisia de... Bun, hai să vedem apă de nu neapărat. Deci proiectul de hotărâre. N-ați fost activ deloc. Nici la acțiunile care au fost în comună și care nu se desfășoară, multe acțiuni la care v-ați fost activ. Și atunci m-ați spărat. Nu asta a fost, dar cu două săptămâni. Dar atunci nu ne-am mai ținut. Nu ne-am mai ținut. Și n-am mai ținut. Unii persoane din vârsta noastră sunt foarte activi și au responsabilități și la serviciu sau responsabilități familiale. Și uneori nu se pot suprapune cu ce ai vrea și probleme de concediu. Corect. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 68 privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 88 din 29.07.1998. Inițiator, primar Costă Șodache. Domnul Dăscălescu, vă anunțați conflictul de interese, da? Este o cesiune, cred că de la Ciosul, de la Ciosul la... Toma Constantin. La Toma Constantin, la domnul Dăscălescu s-a tins în modii de gradul. Există proces de bani de cerci, case construite, trecută la rol, la fisc, la... Sunt îndeplinit toate condiții, pentru care poate fi făcută cesiunea, adică transmiterea drepturilor asupra terenului, care ne aparține nouă. La data când am hotărât să-l cumpere sau nu. Cum asta e? Da. Ce la urmă? Cine este pentru? Să consemnați cu domnul Dăscălescu să abțineți. Domnul Dăscălescu și domnul Dăscălescu să abțineți. Nu votează. Nu votează. Deci nu participă la... Deloc. Da, la acest proiect s-a abținut și domnul Talal la cesiune. E rudă. Deci înapoi de numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 69, primind desemnarea de reprezentant al Consiliului Local Mărura, ca membri în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității al Școlii Gimnaziale din Brăiescu, Mărura, Județul Bacău. Inițiator primar Costă Șodache. Păi asta e urmarea plecărului ăsta de urmă. Nu, nu, nu. Nu, ea nu v-a spus ce v-a școlat. S-a suprapus cu plecarea. S-a suprapus, da. Păi pe cine? Aveam două comisii. Ce-a zis ce-a zis pe plecarea? Da, da, da. Da, da, votat pe articole și proiectul de hotărâre în totalitate, așa cum am propus.
Cine se cântă? Doamna Vasilor, nu o să vă puteți, ok. 11 plus... Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 70 privind trecerea în domeniul privat al comunei Năbura, județul Bacău, a unui imobil, teren Gravilan, numărul cadastral 65401, situat în comuna Năbura, satul Năbura, județul Bacău. Inițiator primar Costu Șerdache. Este vorba despre o suprafață de teren, cale de acces de drum, pe care o donează, ca să spun. O cedează în favoarea noastră domnul Paul Valentin, nu? Și cu frații Paul. Cu frații, frații Paul. O cedează în favoarea noastră pentru crearea unei căi de acest. Pentru una alta. Da. E o stradă acolo? Da. Da, face legătură într-o stradă și alta, practic, ca să se exprim mai clar, e vorba de utilități. Și au nevoie stradă de utilități și au nevoie... În zona metalică, nu? În zona metalică, oricum... Poate să fie prima stradă la asta. Da, 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 da. Una că fluidizează foarte bine traficul, face legătura într-o stradă și alta și poate să facă planul utilități fără a mai merge, eu știu, până la notar, să fac... Până la urmă tot aici ajung, dacă mă gândesc, că tot la comuna Măgură o să ajungă să-l cedeze. Deja o mai ceda strada, fără orice mai ceda. Da. Să punem la vot, da? Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 71 pentru modificarea harcelor numărul 61 din 11.8.2022 privind acordarea diplomei de urmare și plata unui termen valabil de 500 de lei celor 19 familii din comuna Măgură care au primit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 10.8.2022. Inițiator primar Costu Șerdache. Ulterior, după ziua comunei, au mai apărut două persoane. Și atunci trebuie să rezolvăm situația asta, că așa e frumos, să nu rămână oamenii priveți. Deci vă dați seama cât de mult înseamnă pentru ei 500 de lei, mai ales sunt la vârsta la care sunt, pentru medicamente, pentru ce au nevoie. Și atunci am zis că împreună să luăm decizia asta, să suplimentăm suma prin modificarea proiectului hotărârii, ca să îi putem, să-i putem ajuta în sensul ăsta. Să punem la vot. Cine este pentru? Cei doi ar trebui în continuare să vă abțineți. Modificarea unei care trebuie să vă abțineți. Ce-o mai așa cum da? Pentru că e același lucru. E aceeași hotărâre, chiar dacă am tabelul din nou. Cu tabelul complet. Cu doi, încă doi. Să vă și nu e. Nu poate să vă proiectul suplimentar cu ordinea de zi privind aprobarea funcțională numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport de deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, numărul 1211/4003 din 16.05.2021. Este exact ceea ce v-am relatat la aprobarea ordinei de zi. ADIS-ul se cere soma prin ADIS solicită modificarea și aici au modificarea tarifelor și au o serie întreagă de argumente pe care dumneavoastră le-au pus într-o documentație, într-un raport de specialitate vis-a-vis de ceea. Și spun așa, cheltuielile cu mucavie înregistrează o creștere de 48,52%. Mai au și alți indicatori. Cheltuieli financiare, 88,66%. Roborul, toți indicatorii ăștia care au influențat într-un fel, toți factorii ăștia care au influențat într-un fel sau altul creșterile de cheltuieli, așa cum le arată dumnealor, și pe care nu le mai pot acoperi în continuare. Știu. Au aici sumele exact pe fiecare, deci colectare și transport a deșeurilor menajere la 251,76, colectare și transport a deșeurilor menajere similar 718, care sunt din peții ceva de genul, din peții și așa conform OG92/2021, colectare, transport de deșeuri menajere similare și din peții altele decât cele prevăzute, 224 lei, colectare și transport de deșeuri provenite din locuințe, 196 de lei. Aceștia sunt indicatorii, dacă doriți să faceți. Domnul consilier Berușe. Vreau să
prima dată suntem domnul primar, dar fiind din sport, cred că nu s-a făcut un calcul de influențarea sub taxa de salubritate pentru noi, pentru comuna. Da, ca să facem un... Îmi dau seama că e foarte din sport. Dar al doilea lucru pe care aș vrea să vă încheiem, s-a terminat recensământul. Când privim datele recensământului, când sunt primiți la primărie, pot fi suprapuse cu declarații de salubritate ale... Nu se poate. Știți de ce? Pentru că eu nu intruiesc. Cred că nu toată lumea a declarat cum trebuie. Și dacă toți măgurenii ar declara și ar fi foarte cinstiți și în realitate, cum sunt și pe Facebook, din taxa colectată m-am acoperit foarte ușor sau poate nici n-am fost, n-ar fi nevoie să mărim taxa de salubritate. Poate reușim să avem o gestiune corectă și reală a plătitorilor de taxă de salubritate și să o suprapunem cu evidența reală și câți oameni sunt în comun. Am înțeles, datele sunt, din expresia feței a doamnei secretar, îmi dau seama că datele sunt, nu sunt accesibile și nu putem vorbi. Nu sunt accesibile, vreau să vă spun realitatea din teren. Am fost cu o doamnă acolo, da? Foarte. Stau aici, de fără cum vă că. Am înțeles. Da? Deci locul este în locul ăla. Este în locul ăla când îi întreb, cu toate că dacă te duci, nu se strânge cu noi. Da. Nu-i poartă să nu ai bani cu el. Și îți dai seama pentru cineva care vine la altă săptămână sau pur și simplu să vadă dacă s-a întâmplat ceva acolo sau care stă acolo, după cantitatea de lucruri. Putem face, îmi cer scuze că intervin tot eu, dar termin nimeni de ce am spus. Putem face o evidență celor care plătesc și de la porțile unde nu se achită taxă sau de date să nu se ridice cu noi? Nu. Nu este așa ceva, pentru că intervin un alt aspect și este cel din mediu. Nu o lea soma, unde o duce, o lea și o largă pe câmp, pe câmpii și pe faiști. Ideea este să-i să intercepăm, să-i dovedim, să dovedim faptul că oamenii fac o pescă acolo. Produc noi. Și ca atare să și plătească, să-i înscrie. Știți cum? Au așa o... cum să vă spun? Parcă zvorbiți. Cu atunci, nu puneți unul. Eu, în fără tuturor, nu stau. Dacă strada mea nu intră mașina, dacă aia nu. Adică, de a se eschiva de la plata taxei de salubritate. A vorbit cu prietenți, sunteți conștienți. Banii ăștia pot să plătesc, adică nu rămân în serviciul ăsta neachitat, neplătit, nu-l plătiți voi. Intrăm în colaț, dar prestatorul oricum vine să-și recupereze banii. Intrăm în instanță cu ei, intrăm în conflict cu ei, iar banii vor fi plătiți. Deci, într-un final, în urma unui proces cu SECE, SOMA, ESA sau FATIS, banii vom plăti. De unde? Din buget. Doar nu are ce să-i plătească așa. Îi plătim din buget, adică de unde? Din banii voștri. Tot de aici îi plătim. Nu-i plătim de altă față. Adică este o iluzie așa cu domnule. Asta nu plătești, așa nu plătim. Dacă nu o să plătim, nu o să plătim. Nu. De plătitos, păi nu există nimic, niciun serviciu care să nu fie plătit până la capăt. Nu scoate. Doar că sunt inconștienți. Poate nu spun, poate să supără cineva. Unii chiar sunt inconștienți. Nu-mi dau seama că trăim în 2022 și unora ne place să spună, bă, în 2022 nu se face aia. În 2022 nu se face aia. Păi cum să se facă? Dar în 2022 oare tu cetățean responsabil? Nu știi că trebuie să faci aia. Să plătești corect și cinstit. Suntem trei în casă. Plătim trei. Nu-i niciunul. Corect, nu plătești niciunul. Bă, dacă nu-i niciunul, chiar nu-i niciunul. Dar nu declar niciunul și stau câte 3-4 acolo sau măcar vin de 4-5. Vin vara și stau. Eu știu, pleacă ea la casă. La vara când s-a apucat de produs cu noi sau vin în august, unii vin din străinătate și foarte bine că vei, doar îți neamă lucrurile astea. S-a apucat și demolează, s-a apucat și de produce cu noi cât pentru 2 ani de zile. Adică trebuie să existe un pic de conștiință, că nimeni nu aduce banii din nicăieri. Adică trebuie să conștientizezi fiecare că banii ăștia oricum se plătesc. Indiferent cât de la, se declară la începutul anului, când fac declarația de impunere sau ulterior, exact cum vă spuneam, din litigii cu SECE, SOMA, domnul spune ăștia să iau bune și o să te avem să se tot roage. Nu, îi trecem prin instanță, prin executor, că așa se procedează. Da, cam asta e. Domnul președinte, stimați colegi, îmi pare rău că trebuie să vorbesc de cineva în ies. Când vorbim de bunuri, îi trebuia să am cine primar la masa asta. Nu știu cine este aici. Când vorbim de gunoi și de pumeni în aparte,
viceprimar trebuia să fie fiecare poartă cu tabelul lui care plătește, care nu plătește, să fotografieze pe la care nu plătește, să fotografieze cu de la în poartă, să vină cu dovadă, că pe data de la ora de când s-a ridicat gunoiul, ăsta care spune că nu produce gunoi și rezinajer, uite bă, asta e cu bela ta. Asta e cu bela ta. Pui poza la dosară, ce mai spune? Pune poza la dosară. Încerc scuze că îmi vorbesc în lipsă. Nu am crezut vreodată că dumneavoastră, colegii de față, ați avut curajul și puterea să puneți în fruntea urmei un asemenea, o asemenea persoană, cum vă spun vouă. Atât. V-aș spune despre noi foarte mult. Și mai e o problemă. Cei care vin cu hârtie, dumneavoastră, un primar, el nu stă, el a plecat, era cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Îi dau spre analiză vicele primar, nu de bă, să verifică în luna asta, vezi, este vouă o acasă. Dar chiar nimic. Chiar nimic, domnul primar, nu se mai poate. Adică nu zic eu că am fost pe acolo, pe scaunul ăsta, dar de, pe, văd că spune treaba asta. Și nu zice, nu se spune treaba asta. Vei, ce faci? Cât ne putem suporta treaba asta? Nu mai spun ce-i domnul, nu mai spun ce la poartă. Că eu le văd și numai departe, din fața porții mele. Și dacă am plecat cu mașina și transitez Emil Brescu din cap în cap, pe zi când se ridică restul de materie, și vezi sa și materia de construcție, și aia, și aia, și aia, și te întorci înapoi și vezi gunoiul luat, toți, niciunul rămas. Oare asta e nimic? Dumneavoastră ce ați prezentat acolo, ați prezentat majorarea prețului per tonă colectat, care e implicit din asta derivă și scumpirea la noi, la buzunar, adică taxa va cauta pe gunoi. Dar acum câțiva ani, ei au făcut un plan pe 10 ani. Dacă mi-aduc eu bine aminte, să spuneam, în anul de va fi prețul atât, în anul de, acum e din cu altă fundamentare. Posibil că o logică a scumpirilor. Așa cum dar noi, domnul primar, cum am făcut acțiuni, cum ați făcut noastră acțiuni la nivelul aparatului din suportarea noastră, de a-ți făcut colectare de taxe și impozite, s-au dus destul de bine, s-a dus, aici trebuie să gândim noi, să adunăm toți bănuții, așa trebuie să facem acum, ca fiecare care ocupă un scaun de ăsta acolo, să-și facă treaba. Domnule, nu-mi place să vă asta, nu mă să facă treaba. Dar tu pe apă nu, pe canalul, pe mare, la schimb de peste. Tu pe gunoi nu, pe când nu. Tu pe ce? Pe ce? Deci, l-aș fi întrebat pe dânsul cum vă întrebăm dumneavoastră. Dar ne întrebăm noi colegi acolo, băi, ce-i gunoi? Mulțumesc, domnul. Pentru a se dau răspund două gări, pentru a s-a obligat și cum de ori ca toate firmele, ca toate societățile comerciale se raportează la scumpirile cu care știm de toate. Combustibilul de anul trecut, așa e, au făcut un plan pe 10 ani în care spuneau, SUA va fi majorată taxa la scumpirile de toate cu 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Dar toată lumea se raportează la scumpirile astea. Motorina era 4 lei, acum 9 lei sau cred, sau ceva de genul. Asigurări, casco, toate. Domn primar, de aici, de aici, de... Da, noi ca să nu plătim atât de mult, ce trebuie să facem? Trebuie să scădem calitatea de voi, dar din lucrurile astea nu scapă. Este de problemă și sunt de ajută, vă spuneți, da, da. Alegerile au fost la dumneavoastră, nu am locul doreanța. Eu fac treaba. Eu fac treaba, o să vreau să-mi duc treaba la capăt, să nu duc proiectele mele, să fac ceea ce se întâmplă. Da, o să mă dai în primul rând de colegului, nu consider a fi un gentleman din punctul de vedere că persoana respectivă care a făcut s-a adresat de prezent în sală, ar fi de preferat să-i reproșeze dumnealui. Probabil activitatea domnului consilier Grânz a fost mult mai, eu știu, mai bogată, mai rentabilă, probabil de asta a ieșit și a doua oară mai și cam atât. Deocamdată să nu facem aici polemică. Voiam să vă întreb dacă tot măresc prețul la taxe. Poate măresc și frecvența de colectare a noi menaje. Reciclat. Am făcut adresă la ADIS. Cred că majoritatea localităților au făcut să măcar să mai vină încă o dată pe mână, că sunt solicitări foarte mari. Într-adevăr, frecvența, dar ce frecvență vorbim? O singură dată pe mână nu poate fi numită frecvență. Și vor să mai, să vină sprijinul nostru, să mai aloce încă o zi din, din lună pentru fiecare localitate. Adică frecvența să fie de două ori pe lună. E o problemă. Pentru că e, să știi, să simte și să vede la nivel de localitate că s-au redus
abandonul de deșeuri din plastic și de reciclabile pe spații verzi. Mai sunt, ați văzut și pe Facebook postări de oameni care chiar nu știu dacă au bună creștere. Dar avem serviciul ăsta, scoate domnule gunoi la poartă, vine săreala, la arunce, la abandonez, dă o notă urâtă și urâțită rău, că vedeți și pe astea până la urmă zmăcimi și toate astea. Nu vede un om, întreagă cum în comuna Măgura se abandonează deșeurile pe tot felul de fi, izlas sau pe imaginea drumului. Când avem un serviciu care funcționează și nu știu plătim. Da. Gata, doamna, am pus să facem. Eu cred că nu ne putem opune acestei majorări atâta timp cât suntem în contract cu ei. Dar, la fel cum spunea și domnul Brânză, eu cred că singurul lucru care îl putem face este să verificăm exact ceea ce se aruncă la noi. Pentru că, în final, noi plătim la tonă, la ceea ce se duce la groapă. Sunt convinsă că plătim cel puțin de 3 ori tariful, adică luat pe total, pe un an de zile. Dacă ar plăti fiecare în parte, probabil. Deci, față de cât contribuim noi locuitorii, cred că primăria plătește de 3 ori suma respectivă pe gunoi vis-a-vis de ce se contorizează la groapă. Și, într-adevăr, este absolut necesar, absolut necesar să se caute în tondeva. Și nu mă jenez să spun, asta este geaba pe cifimare, îmi pare rău aici. Îmi pare foarte rău aici. Da. Pentru că eu am adunat săptămâna trecută o grămadă de probleme, am fost la primărie de 3 ori, niciodată nu l-am găsit să stau de vorbă cu el. Nu se poate. Chiar îmi pare rău că invit. O să vadă filmarea. O rog pe doamna secretară să consemneze în procesul verbal tot ceea ce am discus vis-a-vis de asta, dumneavoastră o să citească, o să vină să discute cu noi. Asta este, nu avem ce face. Într-adevăr, l-am votat și eu l-am votat. Vreți să vă spun că îmi pare rău că l-am votat? Îmi pare rău că l-am votat. Pentru că nu se vede absolut nimic din activitatea lui. Eu, cel puțin, nu văd nimic și nu mai iau astăzi cuvântul, o să spun acum tot ce am dispus. De la primărie până faci stânga pe drumul Crihanului, că am fost și eu duminica la meci în fiecare duminică și poate și de două ori în timpul săptămânii și am trecut des pe acolo. Păi sunt 5 gropi. 5 gropi. O să-mi spuneți că e drumul în județean. Corect? Dar se poate scrie. Stau, domnule, mă dă afară pe geam, pe ușă și intru pe geam. Pe capul lor, să repare alea 5 gropi. Domnul, astfel, dar am făcut eu scris la Consiliul Județean, acum că zboar și imediat s-au sesizat și s-au făcut reparații. Păi, sunt 5 gropi. De la primărie până la colț sunt 5 gropi. Nu se poate. O problemă foarte șanțului. Păi, dar niciun șanț nu-i curățat. Nici de pe drum județean, nici pe drumul nostru. Păi o să vedeți ce spune, nu vorbesc numai de Valea Mândurii. Peste tot e la fel. Și ultima problemă care a apărut săptămâna asta și care am fost chemată în zona domnului Lucian și o doamnei Doinița, în drum spre domnul viceprimar, este Ambrozie. Și este mult Ambrozie. Păi asta nu e o problemă simplă, că deja au început să m-au chemat familii din vecinii dumneavoastră, Popa și cu Filimon, care au probleme de sănătate. Și asta nu e din lucru. Pentru că este lege în sensul ăsta și dacă ajungi la medic, nu la medic. Și am mai tot din bani pe mine. Și ca să nu fie... Asta e însă și în AOAT-ul, nu cum atât. Deci e din domeniul public. Corect. La instanță publică. Eu vă rog să consemnați, doamnă secretar. Eu, pentru că am greșit, că l-am votat, îi solicit, acum chiar dacă nu este demisia și vă soliciți dumneavoastră, dacă nu demisionează, să faceți toate demersurile pentru a schimba. Mulțumesc. Domnul Eu am o singură problemă vis-a-vis de postările astea care s-au făcut pe Facebook, cu gunoiul depozitat aiurea. Ce măsuri s-au luat împotriva celor care le-au aruncat? Am înțeles că să știi ce nu au.
Ăsta ultima dată nu cred că, să știi, nu-ți cunoaște cine proprietarul. Adică, domnule, ca să înțelegi, mi-e ușor și mie să fac postări pe Facebook și să stau ascuns, să nu zic nimic. Acum, și postările astea, zic așa, poate oamenii le-a să-i mai, pe unii, să-i mai conștientizeze, să-i mai aducă la realitate, omul să-și dea seama că, de fapt, tot ar fi bine să fie așa, dar nu cumva sunt pentru a aduca cu noroi, asta îmi pun întrebare. L-am trimis pe Costică, cu bulul de excavatorul, pe drumul care face legătura între satul Nou Prian și Biserica Nouă. Să dea acolo în rea, să tundă pe acolo, pentru că vin foarte mulți copii de la... Nu, discuție pe care am avut din ședința trecută. Așa, s-au dus și-o făcut curat. Acolo vin copiii cu bicicletă. Noi, buruiană mare crescută pe acolo, și așa, să nu, eu știu, poate ies câini, poate ies în bază, de parte, să fie oarecum o cale de acces pe care să... Să nu fie, totuși, să se deplasezi pe ea. Deși, prin polumbiști, nu? În caz de urgență se poate folosi, dar pe în caz de urgență, da, se poate folosi și baia asta o pot și gândirea la vremea respectivă, să avem o cale de acces pe care putem merge în satul Crean Soldol când se inunda acelea pe aici. Acolo era drum între talare, da. Pământ, efectiv, nu puteai simți nici cu sufletul. Deci, aruncați tot așa gunoaie, cred că din mașini, după bureni, în porumb, aruncați saci cu gunoaie, cu tot felul de minuni și materiale de construcții. Adică, oameni fără socoteală, care nu au respect pentru noi toți până la urmă, că trăim în comuna asta și noi o facem să fie frumoasă sau o facem să fie urâtă. Prin comportamentul nostru, prin dezlănat așa, aruncatul deșeurilor, că astea sunt cele mai multe, cele mai groase, care dă o notă groaznică, groaznică. Și nu sper tare, că eu știu măcar postările astea, să aibă menirea lor, cineva s-o mai trezit. S-o mai trezit. S-o mai trezit. Dar și strică ca idee, când vede cineva, o să nu mai. Uite-vă la mărână, ce bun în creșterea oamenii aia acolo. Cât adică există și partea bună și partea. Două mașini, nu? De gândare, în primăvară, că s-au spus. Dar ce două mașini de avea, când este un bun și mă nu vizire ce se vorbim, dar nu se da. Toate ca de domn primar. Ca să te ajută de vagat și să mergi de parte de proiectul de hotărâre. Păi nu, legat de proiectul ăsta de hotărâre. Dacă nu se poate să vină mașina încă o dată, în plus, pentru cele reciclabile, putem renunța la una din zilele cele patru ale noi, pentru că și eu rămân la cele. Oricum e mai puțin atât. Deci noi dăm la jumătate. Da, nu e nevoie. Și atunci să stea la mine ca propunere, dacă n-au mașini sau personal, să mai vin încă o dată. Vin de 4 ori, plus una 5. Dacă nu va fi așa o cerere de mare pe colectarea asta de deșeuri. Chiar e nevoie. Deci eu stau pe reciclare. Da. Dar e foarte bine. Vă spun, nu vreau să mai văd așa un cafe pierdut. Foarte funcționează cumva. Chiar e foarte mai chiar. Foarte, foarte. Asta. Da. Domnul Cernaș. În legătură cu oameni care nu plătesc pe zona afară sau din toată zona lor. Cineva a trebuit scos o listă din primărie, persoanele care nu plătesc. Și cineva din primărie care se ocupă cu așa ceva, mers săptămânal. Pe toate străzile unii intră mașinile ca să vadă care dă cu noi trecut oameni așa să ne-a domnul plătesc. Trebuie să-l și nu-l strângi. Dacă îi strângi bec, îl strângi. Aici ține de inteligență. Da. Am spus că e încurcat într-o secundă. Am mai spus în diferite ședințe. Băi, cum strângi? Văză că e volumul mare și cantitatea mică. Ca să crească greutatea, comprimăm ăsta. Nu e așa greu, dar facem noi niște pliante. Și noi punem 20 de pliante. Model de colectare a petrol, model de colectare a dozelor de bere. Strângi doza de bere, că atunci au făcut loc mai puțin. Și cartoane la fel? Și cartoane la fel, din cazul de aranjez, mulțumesc, domnul președinte. Plus că au apărut la cap la diverse supermarketuri, unde sunt aparatele alemași și undeva. Și
automate. Eu mi-aș dori tare să găsească soluții la momentul când ai cumpărat petul cu orice ar fi el, cu suc, cu apă, cu ce ar fi, să-ți oprească exact în Germania, un leu. Te duci înapoi, l-ai băgat la tocat, îți dă prețelul și la casă să lucrează la lucrurile. Da, fie regresc cu trei greșe. Fie început de timpul domnului Fecher, a început un proiect de genul ăsta. Și am înțeles aprobat în formă finală și urmează să fie votat în Parlament. Știți ce cred eu? Că nici nemții ăștia nu or fi născuți în alt aluat sau îți veniți pe altă lume. Da, vedeți, bă, să-i constrânge partea de aceea, dar eu, vedeu înapoi, n-ai să-l lași, atunci lasă-l la rând, pentru leu. Dacă ai luat un petec, așa se lei la un bax de apă, bun, un bax de ce mai e, se așa, se lei, se lei. Și am luat toți pe străinătate și am devenit mult mai atenți când am trecut granița spre Ungaria. Înțelegeți? Pentru că acolo amenzile chiar se plătesc și oamenii. Cu timpul, dacă oamenii vor fi amendați, credeți-mă de tot sufletul că așa vor fi și educați. Votul voi. Ea, Mihai, de ce te las viceprimar în baza de ce o amendă? N-am văzut-o, n-am văzut-o. Nu știam gândesc, mă spune din nou. Domnul Descărescu și tău spune la da, mi s-a venit cu legătarea ta, să-i s-a venit. Am înțeles la domnul primar că sunt mulți care se-i strigate, să dau copii și foarte mult. Mai pe românești ce-ți spus. Foarte mult. Dumnezeu s-a spus clar aici, că de undeva, sau va plăti, totul va plăti, indiferent de multe, nu? Așa a spus. Vorbește din nou. Domnul Descărescu, întreabă lucrul să-mi stai într-o altă mă plătim. Domnul Crescu, s-o luat scola, să vă rog, primare, v-am înțeles pe fie. Dar vine executorul și executorul nu ia bani. Eu nu fuc ce-l luat să-i cază. Eu v-am înțeles pe fie. Mă pun în pelea cetățeanului cinstit care la mieră să rămâți în comuna asta, să uită stânga dreapta, că se cunosc întâi. Ăla nu plătești și ăla nu plătești. Eu plătesc, nu? Când mă văd ce spune dumneavoastră că undeva se va plăti. Îți spune că nu de ce să plătesc. Când e zis că există factură la primărie, e zis că instituții care nu se va plăti, și nu au un litigiu și nu au un proces și mai. Așa este. Dar aș pune întrebarea, că se uită la ședința asta cu sovălie, de ce să mai plătesc dacă nu plătești sau nu plătești? Da. Taxa tu să plătești. Aici cum frustrarea asta, zic, bă, dar eu până la urmă plătesc la... Exact. Și poate îmi plătesc la ce cu ce altul. Dar este un list în primărie. Nu pe mare, sau mare, cum de acum e făcut în decizie, o scură plată, ce și mai e făcut. Aici a trebuit făcut ceva sensul ăsta. Eu sincer am și o idee pe care am putea o implementa. Cu aplicații în care putem introduce toate proprietățile din Piperaza Comunii Mugura și câți oameni locuiesc acolo. Credeți-mi, pentru mai dist, e o chestie de nimic aparte. Am făcut asta cu Arena, nu? Am făcut și cu, cum îi zici, cu Marul, Rensu. Rensu, cu Ergisu, da, avem, dar... Cu Ergisu, cu exact, cu Lucian, adică dacă te duci să vezi, pentru că dacă treci cu... Corect, clar trebuie și făcut asta suprapun, datele din Rens... Știți ce face? Îți face reclamații. E foarte simplu, aici la noi, la Mărgura, totul este, cum să zic eu, nimic nu-ți desfășoară bine. Și toți fac reclamații, că așa consideră un om. Îți spun imediat, îți face copii poblete și spuneam domnul Bacău. Am înțeles. Cine se lăsa cu noi în față cu ține? Da. Știți? Da. Și deci dacă el are domnul Bacău și locuiește aici? Dar nu chiar zici că nu locuiește aici. Nu locuiește, nu? Da, vine locuiește aici. Poți să-i demonstrezi că locuiește aici. Te gândi că locuiește aici. Nu locuiește aici. Nu locuiește aici. Nu locuiește aici. Nu locuiește aici. Și atunci, oameni buni, nicio problemă, doamne, reclamarea sunt măgura că aveți domiciliu. Înțelegem că aveți stat, aveți domiciliu pentru copii. Voi trebuie să declarați realitatea unde locuiesc de soare. Reședința. Asta e obligația. Cu Bela. Nu m-am oprit. Deci, lucrurile astea se pot să-ți faci în evidență. Încercăm o factură de curent, vedem cât curent să-ți faci. La treabă. De tot ce a fost de la altă. Deci nu trebuie să zice. Să vedem controlul afară. Și ca și până. Păi... Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru Buraicu. Avem o abținere cea a domnului Puiu. Să abține cineva, n-am văzut. Domnul Nițu va abține. Știți că rescheța asta a făcut-o ședință ușoară. Astăzi la Buraicu a fost și groază ședința din măsurile locală. O domnul ăsta i-a făcut cercă de glume. O fi fost de obicei. Da, e mai cercat de meseria. Da.
Mergem la discuție. Da, avem procesul verbal al comisiei. Am mers cu doamna semnalitate de 20 cuvale mânduri, 100%. Un sfert din gospodării au șansul de șpăreță de bolată și de nevăța. Un sfert. Oricând acolo la o ploaie mai mare a fost scurtă pe drum. Dacă nu se iau măsuri, avem pozi și numărul casei pentru a trimite sumații, avertisment, amendă, nu considerați dumneavoastră. Avem o problemă cu coșile și mizerele de astăzi de autobuz. Sunt aceleași persoane care stau acolo, dacă vă duceți după stație, abia am făcut cărățe în timp, să trebuie. Ei jale după stația. Ei trebuie trei saci, ca să sunt și acolo. Ei văd în fiecare seară sunt aceleași persoane. Cine se poate opri? Să mă opresc eu să-l zic singur? Acum, trebuie cineva cu autoritate, cu uniformă. Sunt aceleași oameni. Sunt aceleași oameni. E pijare. Am văzut la numărul aici, nu? Da, este ce am văzut. Am trecut și așa. Nu văzut ce sunt la bancă? Cum? Facem ce facem și ne oprim la uniformă. Deci nu am văzut, da? Fii prezent? Mai avem niște probleme cu gospodării unii igienizat și curățat. Spațiul avem numerele, o să vedeți dumneavoastră ce hotărâți. Și câteva bune din îmbunătățire de organizare mai bună. Bună. Ar fi prima, imperios necesar să realizezi prevedere la articolul 1.S să achiziționeze 30-40 coșuri de gunoi. Să avem niște coșuri de gunoi. În ideea în care se pot și curăța sau pănuiesc că tot somnul se dă. Da, să coșuri de gunoi. Eu, de exemplu, curăț din șanț, cum ai și chiștoace. Dacă ar fi un coș de gunoi, poate pune acolo cetățean. Nu știu, nu sperăm. Materialul ăsta nu poți să fie un Sigur. Dacă nu se pune spigul. Da. Să pune spigul. Da, și de aici intrăm și eventual îl listăm, îl citim. Corect. Da. Îl trimit în lor de toți găsiți. Propunerile de dezbatere. La ședința următoare. Poate se pot materializa și să le punem în practică. Nu punem în practică. Da. Avem și coșuri de gunoi. Am achiziționat. Cred că 20 de coșuri de gunoi mai avem. O să încercăm să le amplasăm, ci drept nu am prea avut oameni cu care să lucrăm. Ne-am ocupat de o grămadă de lucruri în perioada care a trecut. Cu arhivare, cu... Deci foarte, foarte multe lucruri. Am început și pe vale, am dus un foișor. Ar trebui să mai instalăm doi stâlpi acolo cu lăm din astea fotovoltaice și încă vreo 4 bănci ca să arate cumva ca un loc prielnic, așa, sau primitor, să mai poată sta oamenii în rând. Am mai pune niște bănci la Nedeu, o să mai pune la Troiță, o să încercăm să ne amplasăm începând de pe bani în pace, ca să dea cumva o notă. E și zona mai pitorească, zic eu. De acolo și cumva s-a așezat. Foișorul ăla e numai bun acolo, la Ardelean în față și cu încă niște bănci și cu lampa ta de alea. Mai prin alea Costic, Ardeleanul pe acolo chiar este un spațiu verde, adică putem cumva să ne mai... Doar că nu prea am avut oameni. Și un pic zonarea ar fi trebuie să fie mai... Să vedeți din punctele pe care am prins aici... Da, e foarte bine ca să fie cu material și veniți în sprijinul nostru, nu mai ceva cunoștință, nu mai trebuie în... Cunoștințare, mă ca un termen. 30 de zile curăță și atât și curăță. E foarte bine venit asta. Asta puteți să duci și dumneavoastră, domnul consilier, cu zonul municipiului, să mai acționați, mai vedeți, mai comunicați un pic. Consilier, am găsit persoanele care sunt dat pe ei. Consilier, lucrat cu Daniel. Conform acea cota avem la mei poate, da? Fii cum explodeteți ce a spus. Mai sunt proprietăți nelocuite. Și asta este o mare problemă, din punctul meu de vedere. Mai sunt proprietăți nelocuite în urma pe Valea Mântului. E mult din zona economică. Unde oamenii nu mai sunt, dar... Și bălării cu gardă. Și bălării cu gardă. Eu cred că se pot soma urmașii... Urmașii celor care nu mai sunt, să-și facă curățenii curte de două ori pe an, indiferent în ce poziție ne-aștept. Sau să trimită niște bănuți cuiva să se igienizeze. O să vină la un moment dat să vândă sau să facă succesiunea și o să aibă de plătit impozit cu 500%. Da, dar nu o vreau. Da, să facă marșică, da, să facă ionică, da, să facă... Nu, dar atunci, poate te-o întreba, la să facă marșică primăria și să le punem în ar trebui să facem niște tarifi. Da, da. Putem da o urmă
din postul proprietății. Deci, ați venit în spatele de la dacă faci contract cu ăsta, trebuie să ai solicitarea lor. Nu poți obligatorii faci curățenii tu și ții la post. Adică doar să-i mărești impozitul. Mărirea impozitului trebuie să fie 50%. Exact. Impozitul pentru curs, construcții și zona aferentă. Da, să mărească 50%, zicem și atunci lângă domnul Gârmacea, o să poate face curățenii de primărie, deja le ia de la curb pe stradă, din scutăria asta. Zidul ăla de sprijin. La zidul de sprijin, exact. Imediat după domnul Gârmacea. Am mai vorbit cu vecinii de acolo, dar iar o dragă a nu s-au mobilizat. Dar are vreo să mai ieși proteste, eu o să mă simit oameni la primărie. Domnul Cernaș. Domnul Marco. Putem face la șupă de acolo, pe zboară, de a să le curățăm, să le mai modernizăm puțin? La șârpă de cu izvoare, dacă putem face ceva cu ei să mai aducem într-o stare mai... Că acolo vine, adică vine mult lucru și chiar apă din zona de-a. Oana, am văzut din Cișneaua, am văzut acolo. Ar trebui să facem ceva, e un pic mai... E o lucrare destul de migăloasă acolo. Va trebui să vedem să mergem pe izvorul ăla mai radeal cumva, să putem ridica de jos, că e sub albea la lungul de aproape. Adică atât de mult s-a ridicat fundul albei, da? E undeva sub albei, ca și video. Ar trebui să, nu știu, să ne mobilizăm, să vedem măcar ce e de făcut, să găsim pe cineva care să facă o lucrare efectiv acolo, că nu e de... Nu-i de lăsat, nu-i de făcut de angajații primării, adică și nu o sursă de apă și aia gândesc că din ea nevoie cu apa și eu cred că viitor va fi destul de greu. Da. Adică sursele de apă vor fi din ce în ce mai greu de identificat și de exploat. Și al doilea, cum zic, aș vrea să un proiect pentru panouri fotovoltaice, pentru firmul nostru la data s-ar putea face. Și pentru instituții, primării, școli. A, vă gândiți la un câmp din asta. Da. Da, e o idee bună și pot să foarte tare. Acum ar trebui identificat niște teren. Eu înțeleg că pe izolatul comunal, pe pășurile nu dăvoie. Cam asta am mărgat. Aici este în schimbare pentru panouri fotovoltaice să pot fi instalate și pe pășuri. Se poate și pe pășurile? Nu, se lucrează la lege. Da, acolo nu știți să vă spun ce am. Un al doilea lucru, Costel, panourile fotovoltaice, dacă faci un parc, trebuie să-l ai minim lângă un punct de transformare și apoi duci ca să poți duci în rețea. Și al doilea lucru care este cel mai important, în momentul de față nu există nicio axă de finanțare pentru instituții cum este primăria să poată beneficia de bănuți. Pentru că dacă vrei să o faci la bugetul local, n-ai nimeni. Nu, de bugetul local. Deci, în momentul în vece, eu vă promit, dacă mâine, oricând să axează, n-am pus moacul, îți dai seama că avem tot interesul să te faci lucrul ăsta. Dar deocamdată nu există o axă de finanțare în sensul ăsta. În notul stradaș, nu trebuie să te înțelegi. Să pun duși cum e într-un loc. Domnul Lise. Domnul primar, voiam să vă mai încerc, care e situația apei? În dealul mare, s-a mai făcut, s-a achiziționat terenul. Da, suntem la notar cu domnul Aurelian, cum îi spune lui, eu nu spate aia, s-a rușit dumneavoastră cu actele originale la domnul notar. Pe mâine dimineață îți dau fugă din nou să văd ce mai făcut. Săptămâna asta ar trebui să definitivezi cu extrasia de carte funciară, cu ce avea dumneavoastră de scoate de la OCPI. Și ăsta, domnul Budoanu la dumneavoastră le-am dus la domnul notar. Și ar trebui săptămâna asta ar trebui să semnăm să achiziționăm terenul. Și după aia sunt procedurile la treabă. Cred că s-o apucă de să scoată palierii. Aveți în vedere să-l urgență. Eu zic, în toamna asta, dacă ne aștept Dumnezeu, până în noiembrie, cel târziu, ar trebui să-l remontat. Este suprateran, nu știu că e extraordinar dificil. Adică pe o placă de beton destul de consistentă se amplasează. Se amplasează bazinul ăsta care stă foarte bine și... Primați în iarnă să vi dați drumul cu apă. Păi e toată zona, dar ne gândim la un rezervor de cea mai mare capacitate cât poate să țină terenul ăla. O să facem studii geotehnice acolo, vedem cât ține, cât poate duce, să punem, să îmbagajăm, să stocăm cât mai mult acolo, ca să acopere toată zona asta, că vedeți ce probleme. Capă Ferrari-lor, dealul mare, tot pe acolo, care rămâne frecvent fără apă.
Oare eu nu cred că vor fi eliminate definitiv disfuncționalitățile astea, vor fi probleme cu tot. Deci nu este acum. Oameni buni, dacă nu plouă cu asistență, dacă nu va fi o iarnă generoasă, eu vă spun că la vremea asta vom discuta de... ne vom aduce aminte de faptul că acum era bine. Deci va fi din ce în ce mai greu, dacă nu vom fi discut de... Iarăși, nu avem nu lucrăm un pic cu conștiință, nu lucrăm cu responsabilitate. Stau și unul cu piscina, fac evantare în grădină, văd când știu că vecinul meu nu are. Nu scoate, se lucra la conștiință. Și la uitea un cecut și derutat, care nu au văzut sau nu. Păi vă dați seama, au puțuri, au cinci puțuri de adâncime care n-au secat niciodată. Două au secat de tot. Au secat două puțuri de adâncime. Adică este foarte drastic, foarte drastic. Eu sper ca oamenii chiar să mai lumineze, să mai deschidă ochii și să vadă că, de fapt, consumul ăsta haotic, așa, și fără niciun rost, nu duce decât la fricție și la tensiune între noi. Pentru că noi toți aici, după nu vine nimeni să ne facă ordine, nu vine nimeni să ne aducă apă, tot noi va trebui să ne gospodărim. Dar tot așa, va trebui să lucrăm cu ei, să, eu știu, să mai instruim, cum se spune. Din cazul ce puteți spune? Din cazul semnate toate contractele pe extindere cu gratuitate, suntem în proiectare și cu celelalte, pe zona Metalbac, pe fundul Crihanului, Da. Alea au început, se lucrează cu antipanul, cu Moldinstalul, ăștia au început deja. Moldinstalul cred că s-a apucat și ei acum, peste o săptămână, s-a apucat de dealul mare. Adică, ne mișcăm în succes. Ați văzut că și cu iluminatul am început treaba, mie mi se pare super de bine. Seara mea, rubii, nu am dacă aveți viață, dacă în jurul, deci e total de ferit. Păi astăzi, dacă au lucrat, cred că au trecut de rasă, cred că s-a probabil de bolă. Iluminatul ăsta, adică în funcție de intensitatea, să stingi, să sau... După miezul nopții, după 12 noaptea, scade fluxul luminos. De aici, de fapt, rezultă și economicitatea. Adică consumul mai puțin energie, nu ne-aș mai puțin. Dimineața e 6 și ele ar trebui să fie stinse. Dar ca și eficiență, vă spun că e ceva... Fii ceva de vis. Dar sunt de jumătate? Cum? Mai mult de jumătate. La Evel Brăescu? Păi cred că astăzi ar fi trebuit să ajungă. Nu, consumul, dar nu știu dacă chiar e jumătate. Vă dați seama, un stâmp, dar nu știu dacă nu știu să distrug. Da. Dar, într-adevăr, ele sunt programate ca pe timp de noapte, pentru un anumit interval orar, se reduce intensitatea luminoasă la 50%, atunci, per total, pe tot anul, în cei 4200 de ore cât lucrează statul, peste 50% din perioada ele vor fi reduse. Avem și o veste mai puțin bună, chiar că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți aburent cu faptul că a fost practic acelaia școlii. În weekendul trecut, bine, sâmbătă, duminică, când Dumnezeu s-a fi întâmplat, a furat casa cu bani, cu ce mai era acolo, cu asta, probabil, au așezat, cu bonuri de combustibil, cu toate astea. Acum, așa, la început de an școlar, noi nu mai suntem cu bonuri de combustibil, înainte ne mai ajutam cumva. Acum va trebui să găsim o soluție să asigurăm combustibilul pentru microbuzii care... Cum? Nu sunt camere la el? Păi sunt camere, dar oțenicei nu sunt de aia care s-au gândit al să furi. Au școală în meseria asta. O tăiată de camere? Din cunoscuirea au văzut chestiți? De câte am înțeles de la așa, mascați, cu tot felul de... Buni profesioniști, nu-i dau să facă mari stricăciuni. Adică mi-a schis să aibă, dar și nu ar fi fost de amul acolo. Timpul nostru în Sirau și Schiți curau, să făceau pe aceleași șoaca, dar rău. Deci nu au curat niciodată. Doamna Brada era trecă. Da, nu s-o curat catabate. Nici măcar nu mai caută catabate. Probabil tentația au fost banii și toate astea. Dar vă dați seama repercursiunile, stresul prin care trec oamenii ăștia, cercetări, de tot felul de... De intervenții, da, vă dați seama că la situații de astea, poate răpire pe masă, ce-i făcut, ce nu-i făcut, ce s-a întâmplat, de ce, cum, numai pentru faptul să bănuiesc cu cineva, știi, pe cineva, din toate astea. Asta e întrebare standard. Dar eu cred că o să-l găsească, din discuții de astea, spunea că e spitalea cea bună, zi, dar Dumnezeu să-l prind. Acum banii nu cred că mai recuperăm niciodată. Poțul poate îl prinde și o duce la pușcărie. Doamna director, cam ce...
banii la acces care au fost și miercuri și vineri seara sau sâmbătă seara, adică nu am să mai vină, a venit doamna din conservări, că deja doamna nu avem ce zi de-o. Da. Și combustibil. Acum dumneavoastră ați făcut adresa la ONG să amurezi... Am făcut adresa, am făcut o spașă. Bun. Acum, ideea este așa. Nu vă dă alte bonuri? Până nu se... Adică, care în momentul în care cel care l-a furat, dacă se duce cu el să alimenteze, atunci el are sferii. Mi-am dat de unde și pe unde am avut sferii. Asta e bine, că eu pot sta de ei. El poate să-l și identifice. Nu cred că se duc. Eu am luat casa cu totul. Nu s-a timp de alea. Ei fost cu bani. Nu cred că de lor. Da, vă spun eu. Disperarea lor Silvia, prima, și-a luat Adica. Asta a fost unul. Numai unul care nu-și dă seama să duce să ia totul. Nu știu, nu știu, care este tot pe cu. Da. Ce să zic? De casă. Numai asta nu trebuia. Nu îndezi pe care nu ședința. Dar nu mai sunt alte probleme. Da.